împreună cu domnul profesor universitar dr. Mandache Leocov, fost director al Grădinii Botanice din Iași, vă voi prezenta istoria Parcului Palace din Iași. Anii de urmă au fost extrem de zbuciumați pentru acest parc. Realizarea și amplasarea parcului este criticată și astăzi din multe puncte de vedere. Dar să-i dăm cuvântul domnului profesor. Dar acum, revenind la grădina mare domnească, și aveți, ea figurează în detaliu în planul capitanului Baiardi, grădina nu știm precis când a fost înființată, dar mai mult ca sigur, a fost înființată la 1432, când Alexandru cel Bun a construit Palatul Administrativ, pe temelii căruia se găsește acum Palatul Culturii. Nu existau pe atunci edificii fără să fie valorificate prin amenajarea spațiului de jur în grădină. Mai târziu, Ștefan cel Mare ctitorește la Iași Biserica Sfântul Nicolae Domnesc la 1491-1492. Biserica Sfântul Nicolae Domnesc a ținut loc și de sediu al mitropoliei, o anumită perioadă de timp. Dar, după mutarea capitalei de la Suceava la Iași, la 1564, de către Alexandru Lăpușneanu, din Suceava a venit la Iași guvernul, domitorul, mitropolia cu tot clerul, au venit mari boieri care constituiau sfatul țării, așa, meseriașe, mari comercianți. Și în acest context, la Iași încep edificii noi, conașele boierești, amenajarea unui noi biserici și a unor alte edificii religioase în fostul sat, unde se intersectau marile drumuri comerciale. Iașul ca sat era un sat cu gospodăriile rare, cu toate gospodăriile așa însoțite de grădini utilitare, de plantații viticole, de plantații pomicole, legumicole, dar nu exista casă în fața căruia să nu fie plantate flori. Iată motivul pentru care, așa, descrierea satului și mai târziu a orașului a primit și atributul de oraș al florilor, oraș al parcurilor și a grădinii. Marea grădină domnească, descrierea cea mai completă și frumoasă în același timp, ne-a rămas de la 1633, când călugărul sirian Paul din Alep ne vizitează Iașul pentru a doua oară. Prima dată a fost cazat la mănăstirea așa Galata și ne-a lăsat o descriere a mănăstirii și a caselor din jurul așa mănăstirii cu speciile de pomi
și de plante decorative pe care el le-a văzut. Cireșe erau în floare, descrie. Dar în 33 vizitează palatul, este primit de domnitor și ne face o amplă descriere a Marii Grădini Domnești. Și ne prezintă și un fel de inventar al plantelor care populau această grădină. Este demn de remarcat faptul că el întâlnește foarte multe plante cultivate în ciuberi, așa le numește, în ciuberi, și tot el spune că acestea erau păstrate în florării în timpul ierii. Grădina, după cum spuneam, figurează în totalitate, așa, în planul lui Baiardi, care a fost întocmit a Iașului la 1819. Din planul ăsta reiese faptul că grădina a fost amenajată în stil maur. Ăsta era stilul importat din Olentul Mijlociu, stil care mai târziu a fost importat de francezi și s-a numit stilul franțuzesc, iar de dată mai recentă, stilul clasic. În ce constă acest stil? Ca concept în sistemul de organizare, în el predomină parterile, platbandele, rondurile, avuzurile cu jocuri de apă, etc., etc. Este interesant însă faptul că Vasile Lupu, pentru aprovizionarea palatului cu apă, construiește la ea prima aducțiune de apă, de pe teritoriul actual al grădinii botanice. Conducta vă duc și vă arat când doriți dumneavoastră, este sau a fost așa amenajată din olane arse. Îi blocată în totalitate cu așa sedimente transportate și depuse de către apă. Cu apa provenită din incinta actuală a grădinii botanice, domnitorul a aprovizionat baia Domnului, baia Doamnei, grajdurile cu caii care aveau la grajduri și toate havuzurile din Marea Grădină Domnească. Dar o ramificație, domnitorul a deviat un păcuraj la o ciușmea, ciușmeaua lui Butuc, și acum există așa toponimul ăsta, așa, în zona respectivă, iar a doua ramificație a deviat-o și a aprovizionat mănăstirea Golia, ctitorie a domnitorului, la 1634. Mănăstirea Golia, după cum cunoașteți, a fost vizitată de Petru cel Mare, care a avut numai cuvinte de laudă adresa mănăstirii respective, însoțit de domnitorul Dimitrie Cantemir la 1711. Acum, grădina, am amintit că ardea palatul, era abandonată și grădina, pentru că reședința domnească temporară, fie că își avea sediu la vechea clădirii a actualei Universități de Medicină, clădirea centrală, fie că, așa, își avea sediu în clădirea veche a actualului liceu Mihai Eminescu.
Este o clădire veche, interesantă, și acolo veți întâlni și un stejar multisecular care e etichetat din el. Așa. Ca să merg în continuare, deci s-a făcut începutul grădinii botanice, de aceea lumea se întreba că este o străduță încă în vecinătate, care și acum poartă denumirea de strada botanică. După numeroase incendii, cutremure și inundații, parcul domnesc ajunsese o mocirlă și grădina botanică a lui Anastasie Fătu, după 40 de ani de existență, ajunsese un focar de infecție. Citatele din presa vremii sunt edificatoare. Ce s-a întâmplat după 1895, ne povestește domnul profesor. În 1895 a fost cedat universității. A fost cedat universității pentru a amenaja pe el o nouă grădină botanică. Profesorul pe atunci de biologie și de botanică la universitate era Alexandru Popovici, care venise, era bucureștean, dar a venit la Iași. La Iași a avut locuință pe Ghica Vodă sus. A avut în curte un jin copilobă, care mai târziu așa l-au tăiat, ce l-au tăiat, nu știu, că cei care au preluat casa, trunchiul mi l-au adus mie, de jin. Și universitatea a început asanările toate a terenului și așa a început amenajarea noi grădini botanice. Planul noi grădini botanice de la Palat, eu l-am regăsit în Iași, n-are importanță. Și dacă vă interesează, este expus pe holul administrației actuale a grădinii botanice. Planul de amenajare este un plan făcut de un mare magistru și în domeniul arhitecturii peisajelor, dar și al botanicii. Și acum planul este actual. Îi lucrat pe calc pânzat, îi lucrat în peniță redis și este bine să fie cunoscut că este un plan unicat. Așa, unicat. Unii războiul, prim război mondial, cu toate necazurile, s-a abandonat în continuare pentru un moment amenajarea grădinii. Universitatea nouă bani. În acest context, în 1926, universitatea închiriază terenul Societății de Sport și Muzică. Societatea de Sport și Muzică amenajează strandul Iașilor și în contract 20% din încasări urmau să fie varsate universității. Și universitatea cu acești bani se continuă amenajarea grădinii. Toate necazurile de la război, Alexandru Popovici, profesorul, și mai poate recupera din celelalte grădini botanice și cu ajutorul celor de la Cluj și de la București pune bazele unei microgrădini botanice în spatele universității, unde este cantina și părculețul acela care există. Deci, treaba a făcut-o după primul război mondial,
cu gândul că este o grădinuță efemeră care să servească din punct de vedere didactic și care s-a transformat așa într-o grădină aproape perenă până în 1963, când s-a înființat actuala grădină. Legat de actualul palas, eu m-am opus din răsputeri ca palasul să fie amplasat acolo. Și am avut o poziție tranșantă, vorbind o oră, pentru a împiedica amplasarea ei la primărie. Când s-a lăsat pentru prima dată, așa, proiectul Palas, Chirica de la prezentat, nevoie mare acolo, așa, și eu am arătat ce a fost acolo și ce trebuia să fie acolo, pentru că se începuse, planul a fost elaborat de proiectări, după un plan mai vechi care fusese așa elaborat de un mare peisagist, cu istorie, un om cu istorie cu totul aparte, poate cei mai în vârstă ați auzit, se numea Karmazin Kokovski Veselov. Ăsta, nici el precis nu știa cine, că e ucrainean, că e polonez, dar el spunea că e român, că e născut la Crișești, unei taică s-a fost cel de gară. În realitate, așa, era magistru în științe arhitecturale, un bărbat de o frumusețe, așa, și de o bărbăție aparte și talentat nevoi mare. Nu știam nici unul, el fusese actor de cinema. Actor de cinema, așa. Și s-a internat în spital înainte de ocuparea Odesei decât trupele române. Spitalul a fost evacuat, dar n-a ridicat din spital pe bolnavii moribunzi. Și el, actor fiind, a făcut-o pe a moribundului și a rămas în Odessa, ocupată de trupele române, și de la Odessa a venit în țară și s-a cantonat la Lugoș. După aceea, așa, insistență cu insistență, i s-a făcut secției de spații verzi la silvicultura de la Brașov. N-a putut să dovedească cu acte că este licențiat, că este magistru în științe arhitecturale, încât a finalizat 4 ani de zile o grupă din care au făcut parte Zubocinci Sașeșe, cu Căruntul, dacă l-ați prins, cu Antonel Grosu, cu Dineț, cu Fermeșanu, așa, i-a avut. Și în momentul în care i-a desfințat secția, Antonel Grosu, Căruntul, l-au dus la Iași. L-au dus la Iași și la Iași a desfășurat o activitate interesantă, s-a recăsătorit la Iași cu o cântăreață așa de la operă, purtau corespondență fantastică cu diaspora ucraineană și a fost invitat în Germania, a făcut proiectări în Germania și a murit în Germania și soția i-a adus cenușa îi la Iași în cimitirul Eternitatea. El a făcut mai multe planuri de amenajare și de modernizare a grădinilor din Iași, dar nu este cazul să mă mai opresc asupra lor. Și vă spuneam că proiectările au elaborat planul de amenajare a parcului central pe osatura marii grădini domnești de altădată. Și noi am început acolo terasările și plantările. Au venit evenimentele astea, nu au mai fost bani și în acest context au beneficiat dascălul de toată treaba asta. Eu m-am opus, am scris, dar până la urmă doamna Cheptea, care este arheolog și istoric și lucrează la palat, lucrează la palat, mă roagă
să îi fac o vizită la aparat, să-mi arate ce-a descoperit Iacu. Și după ce de la cota zero, sub cota zero, sunt Hrubiu. Unde au fost, știu eu, temnițe, ce-au mai fost pe acolo, Dumnezeu știe. Și ea a desfăcut parchetul și a lucrat la partea de demisol. N-a găsit nimic scris, lăsat de arhitectul Berindei. Deși nu cred eu că arhitectul Berindei, așa, n-a consemnat undeva, așa, și a ridicat actualul palat. Și în prezentare, în partea finală, eu m-am opus din răsputeri și am vorbit cam o oră. Supărare mare a fost acolo. Erau 10-15 persoane, dar pe care unele din ele nu le văzusem niciodată. Veniți de pe la Timișoara, de pe la Cluj, care erau implicate în treaba. Doamna Cheptea, în partea finală, am luat-o pe dincolo, spune, domn profesor, trecem o leacă și în baraca asta care este a Palas. Hai să vedeți. De unde să știu eu că eu eram așteptat la oră fixă acolo. Erau cei care văzuse la primărie, o parte erau acolo, tot așa, grași, bine frețuiți. Pe o masă rotundă, dar lungă, lungă, așa, puse patru variante de amenajare a grădinii Palace. Patru variante de amenajare a grădinii Palace și eram chemat să spun părerea. Le-am luat bătrânește fiecare plan și le-am respins cu argumente foarte serioase. Dascălul nu era prezent acolo, dar erau ceilalți. Dascălul are o inteligență cu mult deasupra medii. Și cei care o să-l cunoașteți, să vedeți că ochii lui scânteiază în permanent. L-au informat pe dascălu de poziția mea și că le-am respins, nu corespund niciunul din cele patru variante. A chemat doi arhitecți după aceea, din Italia, au făcut din nou ridicări topo și au făcut alte patru variante de amenajare. Din nou am fost păcălit, din nou am ajuns așa. Și din cele patru, cu foarte mici observații, unul corespundea ceea ce gândeam noi, grădina trebuie să valorifice în primul rând palatul. Și îi dea un plus de nobleți, un plus de frumuseți. Și spuneam cu mici observații, m-am oprit la această variantă. A fost informat dascălu. Dascălu, după aceea, m-a invitat și am fost cu el în Italia și am ales plantele care le vedeți acum plantate la Palas. Și am scris un articol în presă, așa, locală, în ideea să-mi justific toată opoziția, dar că ținând cont de stadiul în care erau construcțiile respective, nu se mai putea, așa, stopa finalizarea. Și că în acest context, planul de amenajare a grădinii Palas corespunde în linii mari gândirii noastre când doream să organizăm acolo, așa, parcul central al orașului de Iași. Acum, la palat, când se va termina repararea, palatul este consolidat cu 2600 de furci la adâncimea de 25 de metri.
esplanada din fața sudică a palatului, că palatul nu are față și spate, are patru feți. Va fi mult mai interesantă decât fața principală, actuală. Asta este treaba cu palatul. Cei care vă interesează, am planurile toate eu acasă. Așa, de plantare cu speciile care le-am adus, cu amplasarea lor, cu tot ce vreți și ce nu vreți. Vă mulțumim, domnule profesor, și să sperăm că ieșenii vor privi cu alți ochi acest parc.